Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amen. Iubiți credincioși, ați ascultat Evanghelia de astăzi. Am ascultat-o cu toții. Cum zice, dar prea bunul nostru Mântuitor, vrând să-i arate cine este cu adevărat aproapele nostru, i-a răspuns cu pilda omului căzut între tâlhari zicând: un om oarecare se cobora din Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care dezbrăcându-l și rănindu-l s-au dus lăsându-l abia viu. Luca 10:30. Vedeți, fraților, că Mântuitorul nu a zis un iudeu, ci un om oarecare, ca prin aceasta se arate Mântuitorului că orice om este aproapele nostru. De aceea trebuie să avem milă față de cei aflați în suferință. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le dăm bani cerșetorilor care vin aici și ne distrug liniștea de la Sfânta Slujbă. Vă rog. Desigur că și ei, cerșetorii, sunt frații noștri și îi ajutăm așa cum putem. Dar de unde să știm noi că sunt atât de necăjiți dacă ei nu aduc un document, o hârtie de la autorități ca să putem fi convinși că sunt aflați în neputință? Vă rog să vă închideți telefonul. I-am ajutat și pe cerșetori. Dar să nu ne mai deranjeze atâta slujbele. Alo? Da. Da. A spus să vă transmit că el nu a spus niciodată așa. Cine e? Da. E pentru dumneavoastră. Vrea să vă vorbească. Alo? Da. E pentru tine.